în ceaunul bine încins, am să adaug puțin zahăr și îl caramelizez un pic. El se caramelizează. Nu chiar tare, dar să se topească. Așa. Se prinde o culoare. Punem puțin ulei. Mestecăm. Adaug porumbul. Mestec. Săriți cu coș, săriți, cafetele în joc și babelinar maroc, săriți cu coș, săriți, cafetele în joc și babelinar maroc, săriți cu coș, săriți, cafetele în joc și babelinar maroc, săriți cu coș, săriți, cafetele în joc și babelinar maroc, săriți cu coș, săriți, cafetele în joc și babelinar maroc, săriți cu coș, săriți, cafetele în joc și babelinar maroc. Aceștia au ieșit un pic maronii de la zahăr și sunt dulci. Aceștia sunt cu zahăr. Un pic sau mai ars, dar mie îmi plac. Și aceștia sunt cu sare. Voi cum faceți popcornul? Vă pup! Și nu uitați să dați un like și să vă abonați. Am curățat 2 porumbi de făcut popcorn. Nu a ieșit atât. Și acum am să vă arăt cum fac eu popcornul. Înferbând ceaunul bine, pun ulei, au frige, pun sare, și lăs așa un pic să se înferbânte. Acum am să adaug porumbul. Nu prea mult. Și învârt așa un pic. Mai merg câțiva. Eu mai știu și o zicătoare. Săriți cu coș, săriți, cafetele în joc și babelinar maroc. Săriți cu coș, săriți, cafetele în joc și babelinar maroc. Săriți cu coș, săriți, cafetele în joc și babelinar maroc.
Vedeți ce frumos au ieșit? Vedeți? Un ce au în plin pe popcorn. Ups! Mergem.